Județul Neamț a fost desemnat de Ministerul Educației și Cercetării să fie gazdă a numai puțin de 3 olimpiade naționale și una internațională, care se vor desfășura săptămânal începând de săptămâna viitoare. Acest eveniment propune coordonarea eforturilor organizatorice ale echipei de inspectori școlari nemțeni și colaborarea cu autoritățile publice locale și județene în vederea asigurării celor mai bune condiții de desfășurare a competițiilor. Avem toate loturile complete, câteva sute de copii din Neamț vor pleca în România în diverse centre de evaluare, iar noi vom avea onoarea de a găzdui 3 olimpiade, 2 olimpiade naționale și o olimpiadă internațională. Detalii despre fiecare olimpiadă în parte veți primi de la colegii mei, profesorul Valentin Teodorescu, inspector școlar disciplina limba franceză, care se ocupă de Olimpiada Națională de Limbi Romanice, de la colega mea, doamna inspector ungureanu Florentina, inspector informatică, gazdă pentru Olimpiada Internațională de Informatică, și colegul meu, Mihai Josan, inspector religie, care va fi gazda pentru Olimpiada Națională de Religie, imediat după Paște, în prima săptămână, săptămâna luminată. Conducerea Inspectoratului Școlar Județean Neamț este convinsă că desemnarea județului nostru ca gazdă a unor asemenea competiții școlare de anvergură s-a făcut ca urmare a recunoașterii valorii școlii nemțene la nivel național. Suntem conștienți de faptul că organizându-se la Neamț aceste olimpiade naționale, se atestă de fapt valoarea școlii nemțene. Școala nemțeană este o școală de elită. Credeți-mă, sunt mândru că fac parte din acest sistem, în această zonă educațională, și întotdeauna când mă prezint, sunt ca fiind inspector general de Neamț, sunt apreciat pentru munca pe care ai noștri colegi, profesorii, cadrele didactice, o muncă pe care aceștia o fac în teritoriu. Aș vrea să vă spun multe despre acest subiect. O să rog însă pe doamna Preda să preia coordonarea acestei activități și să vedem exact cum, ce noutăți au colegii mei pe cele patru olimpiade. La olimpiadele de limbi străine vor veni în județul Neamț 550 de elevi din clasele 7-12, 63 de profesori însoțitori, la care se adaugă membrii Comisiei Centrale formată din profesori universitari și profesori evaluatori. Olimpiada Națională de Limbi Romanice se referă de fapt la două olimpiade. Avem mai întâi Olimpiada Națională de Limba Franceză, dar și Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Italiană, Spaniolă, Portugheză. Deci observăm că sunt patru materii, patru limbi străine implicate în aceste două olimpiade. Olimpiada Națională de Limbi Romanice va avea loc săptămâna viitoare, în perioada 18-22 aprilie. Sunt implicate două colegii naționale ca centre de concurs, limba franceză va avea loc la Colegiul Național Petru Rareș, iar Olimpiada Națională de Limbi Romanice, Italiană, Spaniolă, Portugheză la Colegiul Național Calistrat Hogaș. Este un număr destul de mare de participanți, e vorba de aproximativ 550 de elevi din toate județele țării și, bineînțeles, București, de la clasa a 7-a la clasa a 12-a. Și pe fiecare clasă și pe fiecare limbă, desigur, sunt două nivele. Nivelul normal, cei care au câte două ore pe săptămână, și nivelul intensiv bilingv, cei care studiază mai profund aceste limbi, și, bineînțeles, vor fi diferențe la nivelul subiectelor. Olimpiada Națională de Religie Ortodoxă, aflată la a 20-a ediție, este una aniversară pentru competiția în sine și pentru lăcașul în care aceasta se desfășoară, respectiv seminarul Veniamin Costache. Avem onoarea să anunțăm organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Religie, Cultul Ortodox pentru seminarii teologice și licee teologice. Credem noi că este și o aniversare și că în viața fiecărui om o aniversare este însoțită de o sărbătoare, și spunem că e o aniversare pentru că fiecare
moment este însoțit de un anumit tip de simbolistică. De la locul unde se desfășoară, mă refer la seminarul teologic ortodox Veniamin Costache, care, iată, este încărcat de ani și a împlinit 160 de ani, iată, un alt moment simbolic este cea de-a 20-a ediție a Olimpiadei Naționale de Religie Cult Ortodox pentru seminariile și liceile teologice, care se desfășoară, iată, pentru prima dată în județul Neamț. În cadrul aceleiași conferințe de presă a fost lansat și site-ul Olimpiadei Internaționale de Informatică pentru Europa Centrală, care se va desfășura tot în județul Neamț în luna iulie. Astăzi, pentru prima dată, site-ul Olimpiadei deocamdată este accesibil cu parolă, pentru că, știți foarte bine, suntem cu mult înaintea perioadei de desfășurare, dar în același timp, fiind competiție internațională, în câteva zile el va deveni accesibil tuturor, astfel încât țările care vor participa la competiție, dar și cei care își doresc să participe, să poată să acceseze site-ul nostru cu informațiile despre concurs. Câteva cuvinte despre Olimpiada. Olimpiada Europei Centrale și-a găsit, să spunem, începuturile într-o inițiativă a țării noastre, pe atunci domnul profesor dr. Stelian Niculescu, discipolul lui Grigore Moisil și la momentul acela inspector general în Ministerul Educației, împreună cu doamna profesor universitar dr. Clara Ionescu, a avut o întâlnire cu țările care sunt membri fondatori, și anume Croația, Cehia, Germania, Ungaria, Polonia, România și Slovacia. Și prima ediție a acestei competiții s-a desfășurat la noi în țară, la Cluj-Napoca, după cum spuneam, la 5 ani după nașterea Olimpiadei Internaționale în 1994. Echipa de inspectori școlari de la Inspectoratul Școlar Județean Neamț, în frunte cu inspectorul școlar Viorel Stan, crede că printr-o mobilizare exemplară va reuși să rezolve bine toate problemele organizatorice impuse de asemenea competiții de valoare, având sprijinul total al autorităților publice județene și locale.